De meciul de duminică. Ne așteaptă un meci important. Important în ceea ce privește ierarhia în clasament. Important, jucăm cu FCSB, o echipă bună. Pentru a reuși ceva, trebuie să ne autodepășim. Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul jocului, să nu mai avem probleme de concentrare și de atitudine pentru a putea reuși. N-am câștigat de mult, este momentul acum, FCSB-ul pare așa în puțină de lingură. N-au început bine anul ăsta, asta e clar. Dar un meci, nici Dinamo nu a avut un sezon extraordinar, iar într-un meci cu FCSB s-a autodepășit. Tocmai de aia cred și sper ca la un meci de genul ăsta să ne autodepășim și să reușim să câștigăm. Ei acuză și plecarea aceasta lui Vedean acolo, este puțină... Nu știu ce... Cum vezi problema asta? Luată jucătorii în timpul... Din punct de vedere, intrase în ultimile 6 luni și noi avem jucători care sunt în ultimile 6 luni. Acum depinde de... Nu știu, jucătorul a semnat cu altă echipă. Nimic mai mult. Restul sunt speculații. Nici n-am urmărit, sincer, decât am văzut știrea că Bălgrădean a semnat cu CFR Cluj. Este un lucru absolut normal să facă ce? Să nu muncească? Sau... Putea semneze cu Universitatea Craiova. N-avea nicio relevanță. Dacă se foloseau de el sau nu. Același lucru avem și noi. Jucători care pot să semneze cu altă echipă. Îi folosim sau nu? Asta este decizia clubului și nimic mai mult. Restul nu știu. Nu, nici nu sunt la curent. Se schimbă ceva în alcătuirea echipei și mă refer în special pe faza defensivă, acolo unde sunt probleme. Da. Mă refer și la bancă. Mulți văd jucând la mijloc. Nu din alți specialiști au la terenul, dar chiar oameni de fotbal, din Craiova și suporte. Da. Având în vedere că știu, avem 2 jucători de echipă națională, iar Bancu joacă la echipa națională, funda stânga, nu văd care ar fi motivul pentru care el să joace la mijloc și în locul cui. Avem Cicăldău Nistor. Așa că nu mi se pare puțin cam fantezistă ideea. Iar el, dând cel mai bun randament și fiind selectat pe postul de funda stânga la echipa națională, cred că postul de funda stânga îi se potrivește. Există tot felul de discuții în afară, extra-fotbalistice, să spun așa, de când a fost acea, nu știu, sau cele două, cu Edi Ozănescu, cu datul mâinii, acum și Rednic, te-a acuzat că, mă rog, nu ai salutat sau mai, dar mă rog, n-am înțeles. Da, nu știu. Chiar nu sunt la curent cu extra-fotbalistice, nu mă preocupă foarte tare. Dar este o problemă asta cu datul mâinii? Nu, absolut deloc, dar doar aș vrea să clarific această situație cu Edi Ozănescu. Atât, nimic mai mult. Puneți-vă în locul meu. L-am cunoscut la cursurile pro. El neavând legătură cu fotbalul. L-am văzut acolo. Mi-am permis să-i dau un mesaj. Mă interesa un jucător pe care vreau să-l transferăm la Universitatea Craiova. Să-i cer un sfat pentru că el l-a antrenat. Nu mi-a răspuns. Ok. Nici n-am avut o relație, doar colegială la cursurile pro. Am mers la Mediaș cu Neapiții, eram la 2 metri de el, l-a salutat pe Neapiții, pe mine nu m-a salutat. Bun, am zis, probabil, dânsul domnul Iordănescu nu vrea să vorbească cu mine, din diferite motive nu mă interesează, treaba lui să fie sănătos și m-am comportat exact cum s-a comportat și dânsul, în sensul că am înțeles că nu vrea să-mi răspundă la mesaj, că nu vrea să avem o colaborare normală, pentru că am mai dat mesaje la antrenori, am jucat cu AEK Atena, cu un antrenor care a reușit în domeniul ăsta, chiar a fost foarte, foarte amabil. Adică, cu toate că aveam un meci important, mi-a dat dosarul cu AEK Atena, m-a ajutat din toate punctele de vedere în ceea ce privește AEK Atena. A fost disponibil. Dânsul a fost... Da. A fost chiar disputând o semifinală, fiind și el angrenat într-o... Dar a fost foarte, foarte amabil. Putea să nu fie cum a fost domnul Iordănescu. Și asta este tot. Nimic mai mult. M-am comportat absolut. Ce spune dânsul chiar nu-l citesc și cred că din
Sper că pe parcursul vieții mele să nu mai pronunț numele lui și să nu mai am de-a face cu el. Treaba lui să câștige campionate, ce își dorește și așa mai departe. Vedem că unitatea transferă în timp, în plin sezon, și nici nu mai e nevoie să ne spui. Am văzut că el n-a fost pregătit total pentru un meci, de asemenea e important. Da, ideal este să transferi jucătorii în timp util, în sensul să meargă în pregătire, să se cunoască între ei, iar argumentul dumneavoastră este foarte clar. Un jucător care vine pe parcurs e foarte greu să se adapteze. Nici nu știi modul lui de a acționa, modul lui, eu știu, cât de bine este fizic, cum reacționează în anumite momente ale jocului sub presiune. Trebuie să-ți cunoști cât mai bine jucătorii, ceea ce în scurtul timp pe care l-am avut, nu am reușit nici el să vină la o capacitate bună și psihică și fizică și să se integreze cât mai repede. Cum este în acest punct de vedere cu indisponibilitățile? Vom vedea la antrenamentul de acum, peste oră. Pentru că sunt ceva probleme și sper să le remediem. Echipa a alergat un meci drept pentru a egala. Asta este rău. În sensul, am pierdut meciuri în ultimul minut, revii, faci un efort fantastic, pentru că în prima repriză nu am arătat ceea ce am arătat în toate meciurile. Am reușit după pauză să facem schimbările care le credeam necesare și am reușit să revenim. Iar sincer, la 2-2 mă gândeam la următoarea schimbare, pentru că știu că mai aveam o schimbare, pentru că am fost nevoit să-l schimb pe AK. Și mă gândeam, sincer, nu, niciun moment, eu am crezut că se termină meciul, fiind prelungiri, nu aveam nici cronometru pe tabelă și când am întrebat, a zis, mai sunt un minut. Nu mă gândeam sub nicio formă că ne pot egala, deci sub nicio formă. Și mă gândeam doar la următoarea schimbare pe care trebuie să o fac, dacă merg cu jucătorii la cabine să le explic. Pentru că bancul fundaș central îl preferam pe Martici, care jucase. Și atunci vedeam ce posibilități am. Să-l trag pe bancul în bandă stângă și să-l urc pe Vătăjelul în dreapta. Aveam câteva variante în cap. Când am văzut, am și eu și toți și ne-am prăbușit. La promovare, Craiova are 9 funde spune egal pe terenul FCSB. Contează și acest lucru? Este cam un compres? Statistica este doar pentru statisticieni? Nu cred. Un meci, ce relevanță am avut că am câștigat noi cu 5-2? Nicio relevanță. Trebuie să intri în meci, să ai atitudine, să fii agresiv, să-ți câștigi duelurile, dacă vrei să câștigi un meci, indiferent de adversar. Ce a fost înainte? A contat că am câștigat cu 5-2 și ne-am dominat adversarul. Sau în meciul de la Iași a contat că, eu știu, repriza a doua am avut 75% posesie și în prima 68%? Sub nicio formă. Contează doar ce putem face în alea 90 de minute. După e tardiv. Sau înainte. Că facem, că nu. Dacă putem face ceva, putem face doar în cele 90 de minute. Iar ce a fost înainte? Că am pierdut 10 meciuri sau... Nici eu n-am câștigat în Ghencea. E marele meu regret din punct de vedere fotbalistic. Și acum rememorez faza în care am avut 1-0, mingea mergea afară, iar Vasc l-a faultat pe Ilie Dumitrescu, la poarta din dreapta, dacă vreți, la bara din stânga portarului. Rememorez faza aia pentru că n-am câștigat niciodată în Ghencea. Era singurul lucru pe care mi-l doream din punct de vedere sportiv, fotbalistic. Sper să, eu știu, să întrerupem acest șir de insuccese în capitală și să câștigăm duminică. E o săptămână în care Craiova ar putea să piardă toate obiectivele? Nu cred, este abia etapa a doua din play-off, indiferent. Indiferent dacă vom câștiga sau ce se va întâmpla la meci, nu cred că este nimic jucat. Chiar dacă vom câștiga, cu siguranță. Mai sunt 8 meciuri de disputat, sunt foarte multe puncte în joc. Nu este important. Este un meci important, pentru că dacă vom câștiga, ne vom distanța. Urmând să avem 2 meciuri acasă. Adică ne gândim și la lucrul ăsta, dar primul lucru trebuie să vedem ce facem duminică. După acel 2-0 din iarnă, Florian Coman spunea că
dacă a simțit o mare diferență între FCSB și Craiova, voi cum ați perceput acel meci? Da, a fost un meci care s-a închis în 3 minute. În prima repriză au avut 2-3 situații, au făcut 2-0 și s-a închis meciul. Nu știu care e percepția lui Coman, dar așa a fost istoria acelui meci. Întorcându-ne la meciul de cupă, i-ați urechiat pe băieți, ce s-a întâmplat până la urmă? A fost o evoluție foarte, foarte slabă. Da, cu siguranță. În prima repriză nu am arătat ceea ce trebuia. Dar repriza a doua am remontat și asta e un lucru bun. Iar cred că dacă vom intra cu atitudine și cum trebuie să intrăm la fiecare meci, putem câștiga în fața oricărei echipe. La fotbal se întâmplă să ai o zi proastă. Se întâmplă să greșești. Dar ce vreau, atitudine, adică nu se poate întâmpla să nu alerg, să nu mă bat. Astea sunt lucruri care nu se pot întâmpla doar dacă intri cu atitudine greșită. Au fost unii dintre jucători obosiți pentru că randamentul lor a fost total diferit de ce se întâmplase înainte de ce ar putea să mă refer și la momentul posibil la Muciosici. Absolut deloc. Nu consider că nivelul să joci din 3 în 3 zile, adică ne uităm la cei care joacă la un nivel foarte, foarte înalt. Adică nu cred că se poate plânge un jucător profesionist că joacă din 3 în 3 zile. Asta este meseria lui. Să joace, să o facă cât mai bine. Iar, eu știu, dacă nu a avut randamentul scontat, ce o la mijloc, au fost diverse cauze. Dar nu cred că, eu știu, că am jucat din 3 în 3 zile când asta este meseria ta. Nu, sunt total în dezacord cu această idee. Pentru asta ești pregătit, pentru asta ești plătit, trebuie să fii la parametri maxim și să poți fi competitiv în fața oricărei echipe. Iar având în vedere nivelul, eu știu, Iași, gândiți-vă că la nivel înalt joacă Real Madrid, Barcelona, Chelsea și nu sunt probleme. Veți solicita să se joace finala cupei în altă parte? Dar nu știu, eu n-am solicitat nimic, nici n-am. Dacă veți solicita? Nu știu, lucrul ăsta mă depășesc, eu sunt doar antrenorul echipei. Ce se întâmplă cu Andrei Ivan, care este până la urmă situația asta medicală? Voi vedea acum. Acum sperăm să reintre în antrenament. Ce simțiți acum după ce ați lăsat pentru aceasta? Pentru pe tine că nu e niciun jucător care a evoluat. Da. Ați lăsat cu o ocazie unică de a juca o finală de cupă la Craiova. O mare dezamăgire. În plan personal, o mare dezamăgire. Mai ales când vii după 2-0, faci 2-2, la Iași, ok, pe hârtie lucrurile eram favorit, dar nu s-a întâmplat în teren. Am revenit, am avut putere, caracter, am revenit. Iar faptul că nu jucăm, suntem dezamăgiți cu toții. Echipa a primit gol în fiecare meci, când ești jurat la acest lucru, sau ești partizanul ideii de a marca un gol mai mult? Sunt partizanul ideii de a marca, dar nu sunt primim prea ușor goluri. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Pentru că am primit gol destul de ușor. Am primit goluri previzibile. Nu, poți să primești gol în momentul în care adversarul este mai bun și trebuie să-i strângi mâna. Aleargă mai bine ca tine, sare mai are o detentă mult mai bine sau este mult mai inventiv în 16 metri sau are o execuție fantastică. Atunci, în lucrurile astea nu le poți evita. Pentru că adversarul îți poate fi mai bun. Dar golurile pe care noi le-am primit puteau fi ușor de tot evitate. Adică este lovitură liberă, nu cred că surprinde pe nimeni că mingea vine în careu. Și adversarul nu a arătat o detentă extraordinară sau să ne pună în dificultate. Golurile pe care le-am primit. Și aici suntem responsabili cu toții, însemnând eu sunt primul responsabil și trebuie să ameliorez această situație. Vorbeai mai devreme de raportul lui Ciosici la mijloc. Îl vei mai folosi acolo? Pentru că nici nu a avut cel mai bun randament. Asta vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Uneori ești obligat să folosești anumiți jucători pe anumite posturi. Gândești ceva, nu știu care va fi, care e randamentul lui real mai bun. Poate mai bun mijlocaș, mai bun fundaș central, în 2, în 3, nu... Gândiți-vă că la meciul cu Mediaș am fost nevoit să joc cu
fundașul stânga, extremă dreaptă. Sunt momente în care trebuie să iei o decizie și sper să iei pe cea mai bună. Noi am pierdut, ok, am fost conduși, am intrat, dar s-a pierdut, practic, în ultimul minut meciului de aia și ce să vedem când va câștiga în acest punct. Cred că stau mai bine la moral. Cred că trebuie să privim înainte. Avem 3 puncte în fața lor. Intrăm și ce facem? Ne gândim la ce a fost? Atunci putem să nu mai mergem. Putem să rămânem acasă. Dacă ne gândim că, nu știu, am pierdut un meci, e clar, suntem dezamăgiți cu toții. Dar mergem să ce? Mergem să facem ceva? Sau să ne comportăm ca atare? Dacă vrem ceva, dacă nu, putem să stăm acasă și să spunem gata. Nu e pentru noi bătălia asta prea mare. Sau intrăm hotărâți să facem ceva, agresivi și dornici, să ne autodepășim în meciuri de astea, sau intrăm fricoși și vedem ce va fi. Atunci nu facem decât să ne merităm locul 2, 3 sau ce facem pe aici. Vrem ceva, trebuie să arătăm. Și atunci când intri în teren, genul de jucători care vor să facă ceva, în meciurile astea trebuie să se autodepășească, să aibă curaj, inițiativă, personalitate, să nu se sperie de un pressing al adversarului. În genul de meciuri de astea se văd jucătorii puternici, care vor mai mult de ce au făcut până acum. Acest mesaj l-ai trimis și în vestiar? Pentru prima dată când te văd spunând acest lucru. Gândiți-vă că asta e meseria mea. În vestiar e cu totul mult mai amplificat mesajul. Consider că a fost și, nu știu, o presiune în plus pe ei în momentul în care s-a anunțat cu o zi înainte că finala va fi la Craiova, a intrat mai relaxat sau o presiune? Nu știu, când aud de presiune, vii la fotbal, e presiune tot timpul. Ai mingea, vine adversarul și te pune presiune, indiferent că îl cheamă Messi, Ronaldo sau cum îl cheamă, e presiunea adversarului. Nu văd o presiune în plus, e un joc de fotbal pe care îl câștigi. Dacă ești concentrat, dacă ești mai organizat ca adversarul, absolut, nu văd ce presiune, că se joacă la Craiova, păi, din contră, m-ar monta mult mai mult. Mamă, să joc acasă, să câștig. Joc. Exact invers. Da, nu știu, eu ce vă spun din punctul meu de vedere. Adică intru, abia aștept să vină meciul, să trec de faza asta, să am șansa să joc acasă. Eu așa văd lucrurile. Abia așteptam să joc cu Steaua, cu Dinamo, cu cine era atunci Rapid. Meciurile astea tari, alea sunt meciuri în care te bați pentru primele locuri. Ce să joci la retrogradare? Da, nu. După meciul cu PCSV din decembrie pierdut, s-a vehiculat atunci că cineva din vestiarul Craiovei ar fi dat indicații. Sau ar fi dat așezarea Craiovei. Nu sunt la curent cu această știre. Dar nu cred. Pentru că s-a întâmplat, știu că mi-a povestit Năpiții, că a scris în ziar că un secund de la Dinamo, când am jucat noi cu Dinamo, ne-a dat nouă, nu știu, formația sau ceva. E total eronat. Nu cred. Iar dacă cel care a scris informația ar trebui să și argumenteze sau cine sau ceva de genul ăsta. Nu cred în aceste lucruri. Când am văzut formația, era clar că joacă cu 3. Adică m-a surprins în momentul în care am văzut formația și ne tot puneam întrebarea cum vor juca, cum se vor poziționa în teren. Dar din formația pe care au pus-o, era clar că intenționează să joace cu 3 fundași. Dar nu s-a schimbat nimic din partea voastră a echipei. Da. Asta a fost un meci, nu... Acum ne gândim ce facem duminică.